Capitalul Raional Hâncești. Mașinile astea ori sunt de vizitatori, de pacienți sau de medici. Parcă n-au altă parcare pentru personal. A, este una mai separată. Oare câți bani s-au spălat din reparație? Și câți bani se estorchează de la pacient? Altfel, din ce bani ori s-au cumpărat așa mașini? Unele modeste, dar altele nu prea.